Continuă faza grupelor Cupei României cu meciul de la Buzău. Gloria o întâlnește pe FC Botoșani. O grupă B din care mai fac parte FCSB, UTA, CS Mioveni și Oțelul Galați. Țigănașul cu o pasă pentru Mailat, șutul este însă pe direcția lui Boisson. Un prim șut pe spațiul porții. Momente de posesie prelungită pentru echipa lui Deja în jumătatea adversă. Țigănașu vine și îl blochează excelent Valentin Munteanu. Și Munteanu și Boisson au probleme. N-a reușit preluarea Țigănașu. Apoi scos de pe traiectorie de Munteanu. Blejdea. Așteaptă susținere Blejdea. Bună pasa Boiciuc. Bară. În sfârșit o primă ocazie în această partidă. Ocazie venită în minutul 41. Pe contraatac. Primite Boiciuc pe lângă ureche. La prima bară nu a reușit să reia Boiciuc, minge înălțată de Sălceanu. Și un voleu interesant aici al lui Andrei Blejdea. Mingea l-a depășit pe ureche, dar s-a dus puțin pe lângă poartă. Final de repriză care aparține echipei lui Mihalcea. O execuție dificilă. După intrările lui Dragu și Ivanov pe bancă, doar Patache și Roman și tot ceva mai cunoscut. Să vedem atacul Buzăului. Imensă ocazia lui Andrei Blejdea. Parada lui ureche. E adevărat că era un unghi destul de greu. Iată, aici a pornit contraatacul. Foarte bună preluarea lui Blejdea. Nu s-a uitat, avea un moment în care îi putea pasa lui Boiciuc. Acum îl vedem pe Dragu, în marginea careului Camara, pentru un șut bun al lui Ivanov. Să vedem decizia. E lovitură de la 11 metri. Ce șut bun a prins Ivanov. După pasa lui Camara, lovitură de la 11 metri pentru FC Botoșani în acest minut 51. Mailat, elegant, îl trimite în colțul opus pe Boisson. 1-0 pentru FC Botoșani. Da, cu adevărat inspirat Teja cu aceste două modificări. Excelent, s-a descurcat Dragu, a venit apoi acel șut violent al lui Ivanov, greșeala lui Munteanu și faultul făcut de Boisson la Camara. Mailat cu două goluri marcate în acest campionat. Camara bine, lasă din nou avantaj centralul Florin Andrei, ocazie uriașă pentru Mailat de a face dubla. A fost un faul tare la Camara. Ceva mai bine de această dată, minge șutată, incredibil. Cred că a trecut peste peluză acest șut al lui Burlacu. Ce ocazie are Buzăul în acest minut 86. Da, mingea a venit foarte bine.